Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei la o zi după ce Germania și Statele Unite au promis zeci de tancuri care să ajute Kievul împotriva invadatorilor. 11 oameni au murit și mai mulți au fost răniți. Acest baraj de rachete a fost lansat după ce Kremlinul a transmis că vede oferta de tancuri pentru Ucraina ca o implicare directă a Occidentului în conflict. Potrivit unor surse de la Washington, președintele Joe Biden ar putea vizita Europa, posibil Polonia, la un an de la începerea războiului din Ucraina. În același timp, președintele Zelensky a declarat că nu este interesat să-l întâlnească pe Vladimir Putin pentru discuții de pace, pentru că îl consideră un nimeni. La Bahmut, pe frontul din est, presiunea inamicului crește mereu, spun apărătorii ucraineni. Я би сказав, що починаються вуличні бої. Вони вже в перших хатах міста. Крайні хати – це вже противник. Це перші будівлі, перші вулиці Бахмута, приватні будівлі, де йдуть контактні бої і намагаються стримати противника. Нам зараз треба перейти до тих хат. Там на висотах теж противник. І в цій зоні працює снайпер. Între timp, zeci de rachete rusești și drone au fost lansate din nou asupra diferitelor regiuni ale Ucrainei, dar majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Rușii au lansat acest val de rachete la o zi după anunțurile istorice de la Berlin și de la Washington privind livrarea către Ucraina a 45 de tancuri de luptă germane Leopard și americane Abrams. The United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. This is about freedom. Freedom for Ukraine. Freedom everywhere. Kremlinul a transmis că oferta de tancuri pentru Ucraina este percepută ca o implicare directă a Occidentului în conflict. Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и Альянс, и упомянутая мной столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет. Armored vehicles are important. You know, you don't go after a crocodile with a corn stalk. These tanks, those armored vehicles, they're going to have an effect. I think we need to prepare ourselves to have to continue to support Ukraine for quite some time. Însă, potrivit unui înalt responsabil de la Kiev, Ucraina se așteaptă la o ofensivă majoră a forțelor ruse într-o lună sau două și ar putea dura cel puțin 3 luni până când vor ajunge primele tancuri Leopard în Ucraina. Can you get the tanks to Ukraine in time? Of course we will. How long will it take to get there? At the end of the first quarter of the year. And that's what we are going to do. Yeah, how many months? 2, 3, 4? I just said at the end of March, I think. Ключове тепер швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових. Швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. În mesajul său de azi noapte, președintele Zelensky a îndemnat aliații să trimită Ucrainei și rachete cu rază lungă de acțiune, dar și avioane de luptă. Pe de altă parte, Zelensky a spus într-un interviu pentru Sky News că nu este interesat de o întâlnire cu Putin pentru discuții de pace, descriindu-l drept un nimeni care trăiește într-o bulă informațională și nu știe cu adevărat ce se întâmplă pe câmpul de luptă. It's not interesting for me. Not interesting to meet. Not interesting to speak. Is it too late now? Too late? Not interesting. Who is he now? After full-scale invasion, for me, he's nobody. Nobody. În altă ordine de idei, centrul istoric al orașului port ucrainean Odessa a fost desemnat sit din patrimoniul mondial în pericol de către Agenția Culturală a Națiunilor Unite. Cunoscută drept Perla de la Marea Neagră, Odessa a fost bombardată de mai multe ori de când Rusia a invadat Ucraina. Chiar și în valul de atacuri din această dimineață a fost lovită infrastructura energetică a orașului, dar Moscova spune că decizia UNESCO este motivată politic.